că aveam nevoie de această petrecere și power de acest moment. Olivia, Adam, good morning! Mulțumim pentru... Vai, dar eu mulțumesc, mi-a schimbat așa tot pentru modul. Pentru ce îi mulțumim? Stai ce puțin. Ce frumos ai chestat, domnul dragă. Stai puțin să ne adunăm gândurile. Îți mulțumim Hitchin pentru Polonia, tot. Vă zic. Hitchin în Polonia. Ce faci, unicornule? Bună dimineața, good Bună morning! Bună Hei, hei, unicornii mei! Asta... Sunt pe fază? Sunt cu noi? Da, cred că am făcut un bumerang acolo, te-am pus și pe tine, ți-am dat tag. Așa. Ca să se prindă singur, să stea. Așa. Să caute, că le place S-am foarte mult. Foarte bine. Rog, dacă mi-a dat tag, apreciez. Dacă tot așa. Tag la Gabriel Fereșteanu. Olivia, eu știu de la radio, știu de tine și de Fereșteanu. Știu de amândoi că vă cunoașteți de foarte mult timp, din liceu, nu? Da. Din liceu, da. Din liceu. Din liceul Lazar? Lazar, ia școala centrală. Eu, ia. Oh, mai știi că am fost central. În centrală? Oh, oh, ce drăguț! Oh my God! Da, am... A fost chiar primul concurs la care am fost când ne-am întâlnit. Și apoi am făcut un proiect împreună noi. Da, da, da. Interesant despre această poveste este că fiecare am avut un vis. Eu mi-am dorit să fac o emisiune, să prezint, să fac lumea să zâmbească. Ea și-a dorit să cânte, să aibă hituri pe radio. Ia uite-ne, eu cu emisiunea cu hit. Aplauze. Aplauze, aplauze, mai ușor. Mulțumim, mulțumim. Merităm. Dar să știți că n-a fost un drum atât de ușor pe cât ar părea. Exact. Și până să ajungă să aibă succes în Polonia și până să ajungă să aibă dump number one prin toate topurile, a muncit ceva. Nu peste noapte. Da, am muncit. Ai cântat, ai făcut cover-uri pe YouTube, ai fost la concursuri muzicale. A fost la concursuri, stat prin studiouri noaptea, compus pentru alți artiști. A fost un întreg proces ca să pot să mă dezvolt și să fiu, să devin cât mai mult un artist. Dar și acum stai noaptea în studio și acum lucrezi la fel de mult, mai ales în contextul pandemiei, cred că ești mai productivă. Încerc să profit că dacă iar ne închid exact. În casă, acum pompez repede mai... Aseară am vorbit cu ea, era la studio, da, ca să știți. Ai văzut? Vreau să fac apel la memoria ta, Olivia, și să mi-l povestești așa un pic. Să mi-l descrii pe Fereșteanu, cum era el prin clasa noua. Plin de energie. Da. Avea vestuță, cel avea. Mai important. Era plin de energie și de voie bună și ridica așa mood-ul tuturor. Da, nu s-a schimbat. Întreabă-mă cum era ea, te rog. Cum era Olivia, ia zi. Ia zi Fereșteanu. De atunci, știi tu? Era de la, de când eram noi în liceu, am simțit. Și că eu voi fi unde sunt și că ea va fi unde este. Noi am fost talentați de micuți, n-ai ce să le faci. Și modești. Dar n-a fost niciodată ceva așa de love-love între voi? De prieteni, ne-am iubit ca prieteni, da, întotdeauna. Și ne iubim în continuare ca prieteni. Și sunt foarte mândru de piesa Olivie și de tot parcursul ei. Și de tot milioanele de followers de pe internet, 700.000 pe TikTok. Zi-mi ce mai pregătești. În cazul în care nu s-a auzit. Nu acum, te rog să nu mai faci asta. În cazul în care nu s-a auzit, câți followers? 750 de mii. De mii. Care e rețeta asta? Cum trebuie să ne și înveți să facem un TikTok vrei de succes? Și noi chiar vă învăț care este rețeta succesului pe TikTok. Să fii super autentic. Păi sunt deja. Așa. Eu am crescut foarte mult prin story time-uri, adică am povestit toată viața mea pe internet. Așa. Și nimeni nu a putut să o copieze pentru că erau experiențele mele. Claro. De era ceva unic. Treaba asta cu unicorni. Nu de la mine a pornit. Purtam o pijama într-o zi cu unicorn, că mi-era foarte frig și cineva a scris în comentarii: mamă, suntem unicornii Oliviei. Și am fost gen, okay, bine, I'm gonna go with it. Zi-mi cum ai ajuns și în Polonia cu treaba asta, cu dump. A fost trimisă piesa în Polonia și a primit feedback foarte bun și m-am trezit că e în top 200 Shazam pe locul 14, 15. Te-ai trezit așa în topuri, nu? Da, nu știu, m-am trezit, am primit mesaj că uite că ești în top 20 Shazam Polonia și peste câteva, nu știu, peste vreo două săptămâni era top 10 în Polonia pe radio. Wow. M-am avut și niște interviuri foarte frumoase trimise din Polonia, mi-au plăcut foarte mult. Chiar au fost niște experiențe foarte frumoase. Nu, ne place foarte tare piesa și de-aia suntem curioși, Olivia. Pe când următorul hit? Dacă e. S-a copt acum două zile. Haide, zine un nume, te rog. Nu pot, dar mai e puțin, mai măcar e puțin. Tema piesei. N-o să fie ceva de iubire, că m-am săturat. O să fie ceva așa mai de viață. Mai de viață, mai de sărbători de Crăciun?
Nu, 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 o să facem și ceva pentru Crăciun în Colind. Mie îmi plac, Crăciunul este efectiv chestia mea preferată în sărbătoarea life. Nu există nimic mai frumos decât Crăciunul. Ești cu bradul de Crăciun, cu toate decorațiunile. Sunt cu tot, cu tot, cu tot. Cum e în filmele alea americane, cu luminițe, cu chestii, cu vai, da, eu sunt. Ok, deci să așteptăm din partea Oliviei, din partea ta, și un ceva un Colind, poate un cover. Și, poate da, 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 un cover, un cover la un Colind și o piesă nouă. Și o piesă nouă, nice. E bine, poate o convinci tu, Fereșteanu, să ne mă voi ocupa. Mm-hmm. Mai avem o grămadă de lucruri de vorbit și n-avem timp în această dimineață, dar promitem că revii și că revii cu hitul nou. Bombă, ok, promit. Olivia Dan, sunt dimineața asta și e timpul să trecem și pe la Timișoara, pentru că acolo are loc expoziția tinerilor artiști absolvenți unei ATC. Vine acum cu mai multe detalii colega noastră de la TVR Timișoara, Tania. Neața, Tania! Neața! Niața, dragilor, voi acolo la căldurică, cu mâncărică, părerea mea este că există nedreptate în lume, dar conform unui alt principiu, să fie pace în lume, vă promit că nu voi fi de fel invidioasă, pentru că eu vă propun vizita într-o Timișoară capitală culturală foarte colorată. Și nu sunt singură în Galeria Calpe, fiindcă aici mă aflu în Galeria Calpe din Bastionul Terezia, ci cu acela care s-a gândit să-i adune pe simeze pe tinerii viitori artiști ai Timișoare, fiindcă toți, dar absolut toți șapte, sunt proaspăt absolvenți ai Facultății de Arte și Design. Gian Pietro, bună dimineața! Bună dimineața tuturor, Gian Pietro Serra. Aici suntem la Calpe Gallery Timișoara pentru prima dată premiera in Timișoara Emerging Artist Awards. 7 tineri artisti, potenziale enorme. Acum facem un tour, Tania? Facem un tour, Gian Pietro. Foarte multă culoare, foarte multă culoare. Silviu Preda, fotograful, da. E un fotograf deja consacrat, 23 de ani, incredibile. Potenziale enorme. Hai, te rog frumos să știi că dacă noi doi vorbim deodată, Gian Pietro, cei care ne privesc nu ne vor auzi pe niciunul. Așa că facem acum un tur, da. Lucrări, pictură, sculptură, ce mai avem? Grafică? Avem de tot, avem sculptura, grafica. Asta este nu puternică, mai mult. 2 metri de ceramica, cotta la 1000 de gradi. Decebal Taroi se numește. 24 de ani. Master este toată lumea este la universitate, la facultate de artă. Există niște lucruri pe care eu personal nu le înțeleg și am să le întreb pe Gian Pietro. Vino. Acest domn este expert al Camerei de Comerț din Mantova în maieștri vechi ai picturii. Ei, ce să vezi? Ce să vedeți? În 2005 a vizitat Timișoara și n-a mai plecat. S-a mutat la Timișoara și de vreme bună încoace se ocupă de arta contemporană. Gian Pietro, vino încoa. Hai încoa. Există un banc care sună așa. De câte persoane e nevoie pentru a schimba un bec într-o galerie de artă neapărat contemporană? De 2. O persoană șurubează becul și o alta stă și comentează din spate spunând până și copilul meu de 4 ani ar fi putut să facă așa ceva. Nu este așa ușor. Toată lumea, da, spune și copilul meu poate să facă, nu e adevărat. Nu e adevărat, da? Deci e clar, arta contemporană are un mesaj pentru fiecare dintre noi. Nu e adevărat. Trebuie artă în afară de naif, înainte, în spate, este o pregătire normală. O pregătire la facultate, o pregătire cu esperienza, o pregătire cu pratica. Dar trebuie să ajungi la un echilibrio. Arte înseamnă armonia. Armonia, dacă nu este armonia, deranjează, este ceva che deranjează. Gian Pietro, cine spunea Picasso? Spunea că e nevoie să, ca un artist să învețe foarte bine regulile pentru a ști exact cum să le încalce. Periodul albastru de Picasso este clasică. El a știut aproape tot. Nu toată lumea este așa acum. Este cine pictează istintiv, dar la finală are un echilibrio.
Uită-te la tabloul din spatele nostru. Să știți că acest tablou este imaginat, Nicu, colegul meu Nicu Zambori, el e de bază astăzi cu noi. Acest tablou e imaginat după un peisaj care există în realitate și este chiar peste drum de TVR Timișoara. Cu alte cuvinte, noi suntem foarte obișnuiți cu el. Gian Pietro, să știi că această culoare așezată peste niște... Ce-s astea? Că nu știu ce îs. Ceva industrial, oricum, da? Schimbă automat perspectiva. Este la Colterme, cred. La centrala termică. La centrala termică. Până la urmă, despre asta e vorba în viață, dragii mei. Despre cât mai mult roz, despre cât mai mult verde, despre cât mai multă culoare, pentru ca griurile să nu ne înăbușe. Și mai e ceva, Gian Pietro. E mare nevoie de artă pentru a suporta cruzimea realității pe care o trăim, absolut, de acord? Absolut. Arta e viață, arta e iubire, arta e altceva. Cu arta este mai liniștit, ma trebuie sensibilitate. Toată lumea are o sensibilitate interioră, dar nu da afară. Uite, știi cum îmi propun eu să încheiem, spunându-vă așa, mâine seară la ora 6 are loc vernisajul aici la Galeria Calpe din Timișoara. Lucrările rămân pe Simeze până în 30 octombrie. Gian Pietro, vino aici. Trebuie neapărat să-i fac invidioși pe colegii de la București. De la 1 la 10, pe ce scară le-ai așezat pe fetele din Timișoara? Ia. Timișoara? Unde suntem? Ce misiune este asta? TVR1? Pe TVR1 e. Unde suntem noi? România? Atunci 20. De la 1 la 10, 20. E clar, da? Să fiți și voi invidioși pe noi. Să ne vedem sănătoși data viitoare. Toate bune, mulțumim. Tania, te iubesc. Îmi doresc să revin la Timișoara pentru tine cât mai repede. Ești absolut genială. Săptămâna viitoare abia aștept să mă reîntâlnesc cu tine, să-ți păstrez vibe-ul, te rog, din suflet. E senzațională, sincer. Abia aștept să ajung la muzeu, pentru că m-a convins cu operele acelea de artă. Foarte tare și foarte mișto. Mădălina, ai revenit cu detalii despre zodiile noastre. Spune despre gemeni, așa, măcar un pic, despre zodia Bianca și a mea. Să știți că aveți o zi foarte bună. Serios? În ciuda lui Mercur retrograd, care vă este guvernator. Asta zic! Haideți să vedem detalii acum. Berbec, astăzi îți concentrezi mare parte din energia asupra carierei. Colaborările și parteneriatele în care ești implicat îți aduc satisfacții și ai toate șansele să-ți atingi niște obiective profesionale. Dar dacă te înconjori de persoane la fel de curajoase ca tine, nu-i asculta pe cei care încearcă să staie aripile. Taur, lasă deoparte nesiguranța și concentrează-te pe propriile tale forțe pentru a-ți atinge idealurile. Îți pasă prea mult de ce spun ceilalți și poate fi o sabie cu două tăișuri. Dacă vei prelua criticile în mod constructiv, ai toate șansele să te dezvolți. Însă dacă te vor demoraliza, vei pierde oportunități. Tu alegi. Gemeni, forța interioară de care dai dovadă astăzi te va surprinde până și pe tine. Reușești să scapi de temeri și să dai contur unui vis. Te simți mândru de reușitele tale, chiar dacă nu vei recunoaște asta în gura mare. Luptă să-ți menții optimismul. Este cel mai bun medicament pentru tine acum. Rac. Nevoia de a-ți consolida relația este foarte mare și șansele sunt pe măsură. De la zi la zi, simți cum lucrurile se îmbunătățesc între tine și partener. Iar dacă e singur, s-ar putea să-ți schimbi statutul cât de curând. Atenție la un prieten care te poate dezamăgi din cauza propriilor sale frustrări. Leu. Îți recapezi mare parte din vitalitatea de care ai nevoie pentru a pune lucrurile în mișcare în jurul tău așa cum îți dorești. Profesional, pare că intri pe o nouă traiectorie și ai putea chiar decide să adopți un nou stil de viață, poate mai responsabil, dar și o nouă viziune asupra carierei. Este nevoie de înțelepciune pentru a nu deveni vulnerabil la opiniile celorlalți. Fecioară, simți nevoia de a te relaxa mai mult, de a petrece mai mult timp în compania celor dragi și nu ar strica să acorzi mai multă atenție copiilor, asta dacă ai. Profesional, te simți exclus într-o activitate, însă nu o lua în nume de rău, ci fă tot posibilul să afli care este motivul pentru a lucra la carența respectivă și a o transforma în a tu. Balanță. Nevoia de a rezolva un context patrimonial, poate chiar legat de propria ta locuință, îți poate aduce idei din ce în ce mai bune. Pe de altă parte, stăpânește-ți cu mai multă grijă emoțiile, pentru că ai tendința de a fi mult prea autoritar cu cei din jur. Nu da ordine decât dacă te afli în ipostaza necesară. Scorpion. În ciuda lui Mercur retrograd, care retrogradează în zodia ta,
Azi ai mari șanse de a rezolva un context legat de acte, hârtii, documente și poți face o bună impresie în cadrul unei ședințe sau dacă susții un interviu. S-ar putea ca un partener de afaceri, un colaborator, să te ajute într-un mod neașteptat, să fie omul potrivit la locul potrivit. Săgetător. Azi este o zi favorabilă să analizezi cu multă maturitate și seriozitate ce vei face cu o sumă de bani. Dacă ai idei despre investiție și nu se întrevă riscuri majore, nu mai sta pe gânduri. Cel mai bun consultant financiar este încrederea pe care o ai în tine. Capricorn. Luna se transidează zodia astăzi și îți oferă un bun control al emoțiilor și multă rezistență, atât fizică cât și psihică. Ai grijă însă că s-ar putea ca cei din jur să te perceapă ca fiind prea rece sau nepăsător. Totodată, lasă deoparte rigiditatea și încearcă măcar să asculți propunerile celorlalți. Vărsător. Intuiția de care dai dovadă astăzi este un bun mentor în relațiile cu cei din jur. Le vezi adevărata față și cu greu te poate juca cineva pe degete. Încearcă să te odihnești mai mult pentru că stresul psihic este mare. Pești. O persoană din anturajul apropiat îți poate cere ajutorul, iar dacă nu te vei arăta disponibil, s-ar putea să nu-ți placă reacția acesteia. Cu atât mai bine, descoperi cine te apreciază și cine își urmărește un interes prin prietenia cu tine. Ei bine, dragilor, mulțumim, Mădălina, Doamne, ce vești bune ne-ai dat. Chiar simt, Bianca, că este o zi bună pentru zodia Gemeni. Bine, și pentru Fereștean nu e pentru bună. Rac și Balanță. Exact, pentru Rac și Balanță. La mine ați ascultat că nu pot face două lucruri odată. E de bine și la Taur. E de bine? E de bine, da, și foarte la Taur, bine. La toate zodiile. Știi cine mai e bine? Cine mai e bine? Irina Mohora, care este alături de Anca Leibovici, să ne povestească amândouă despre o poveste de succes, o poveste de viață de succes, nu-i așa, Irina? Bună dimineața! Ei. Bună dimineața! Așa este, dragii mei, în întâlnirile noastre mi-am propus să descoperim oameni speciali și poveștile lor. Cred cu tărie că nimic în viață nu este întâmplător și oricât de nesemnificativ ar părea, totul are un scop. Împreună o să aflăm care a fost acea întâmplare care le-a schimbat viața. Acum un moment, o situație sau o persoană a venit în viața lor și a transformat în ceea ce sunt astăzi, poate un pic mai fericit sau o colecție de viață învățată. Așa cum ai spus și tu, Liza, invitata mea de astăzi este Anca Leibovici. Bună dimineața, Anca! Bună dimineața! Anca, eu te-am cunoscut pe tine căutând jucării educative pentru fiul meu, iar ceea ce faci tu astăzi se datorează puștiului tău. Primului meu copil. Primului tău copil, Marc. Spune-mi, te rog, și spune-le celor care ne urmăresc, cum o nevoie personală a schimbat viața profesională. Totul a început cu o pompă de sân. În momentul în care l-am născut pe Marc, am avut mari probleme în alăptare și am avut nevoie să folosesc o pompă de sân ca să pot să îl hrănesc cu lapte matern. După ce am încercat 2-3 modele de pompe de sân care erau disponibile în acel moment pe piața din România și cu care, din păcate, nu am reușit să mă împac, soțul meu a făcut un studiu pe site-urile din străinătate și a descoperit un brand care la momentul respectiv nu era în România, dar care avea opinii foarte bune din partea mamelor care îl folosiseră. Așa că am comandat acea pompă pentru mine și mi-am schimbat total perspectiva. Ți-a schimbat și perspectiva, ai schimbat viața și altor mămiși și viața profesională. Dar aș vrea să ne spui ce făceai tu înainte de al naște pe fiul tău, Marc. Înainte lucram într-o bancă, într-o companie multinațională, făceam analiză financiară. Îți plăcea? Și plăcea foarte, foarte mult ce făceam. Cu greu plecam de acolo și în momentul în care am plecat în concediu de maternitate, am plecat așa în ultimul moment, ca să zic. Practic, dacă începutul tău ca proaspătă mămică era unul lin și nu întâmpinai această problemă în a-ți alăpta fiul, tu n-ai fi făcut ceea ce faci astăzi. Este foarte posibil. Sunt oameni care caută mult timp o idee de business sau o idee cu care să pornească în antreprenoriat. Pentru mine lucrurile au stat invers, pur și simplu ideea asta m-a găsit pe mine și după ce am văzut că am reușit să trec peste problemele pe care le-am avut în alăptare, m-am gândit că poate această pompă de sân poate ajuta și alte mame din România și le poate fi de ajutor. De aceea a fost mult mai ușor să fac pasul. Deci cumva, Marc, nu ți-a schimbat doar viața personală și ai făcut trecere de la femeie la mămică, ți-a schimbat și viața profesională. Exact, el a fost micul imbolt de care aveam nevoie ca să fac acest pas. Spune-ne mai multe despre ceea ce faci tu astăzi. Sunt mamă de doi băieți, sunt soție, sunt fiică, sunt antreprenor, sunt blogger
Și cum se împacă parentingul cu antreprenoriatul? Antreprenoriatul oferă flexibilitate și atunci este foarte ușor uneori să-mi fac timp pentru copii sau să-mi prioritizez lucrurile în funcție de ceea ce avem nevoie. Este adevărat că nu sunt singură în această poveste, soțul meu este alături de mine și suntem o echipă atât acasă cât și în antreprenoriat. E important să ai susținere, nu-i așa? Este foarte important să ai susținere și să ai cu cine să faci echipă și cine să te ajute. De exemplu, el acum e cu băieții acasă, eu sunt aici cu tine, așa povestesc. Așa se face echipă bună. Pe urmă, susținere, eu mă duc acasă. Susținere și curaj îți trebuie ca să faci schimbări. Și aș vrea să te întreb, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție, care a fost acel moment în care ți-ai spus că tu nu te vei mai întoarce la viața de dinainte, viața profesională? Îmi amintesc perfect, era o dimineață, la ora 7 dimineața, eram doi părinți obosiți, nedormiți, îmbrăcați în pijama, încercam să ne trezim cu o cană de cafea și deja am început să-mi povestea asta cu Spectra și se punea problema dacă mă întorc sau nu la vechiul loc de muncă, dar mă implicasem atât de mult emoțional în toată treaba asta, încât am știut că asta vreau să fac în continuare și vreau deci să continui. Deci tot cu capul în zor și tu, 7 dimineața, nedormită cu o cafea și până să ai terminat cafea, știu deja că viața ta va fi altfel. Exact. Spune-mi, cum te simți tu astăzi, când în viața ta ai făcut atât de multe schimbări, și profesionale, și personale? Poate că cei de acasă au nevoie așa de un pic de inspirație și de un imbold. Mi-a plăcut tot timpul să învăț și în continuare vreau să învăț cât mai multe lucruri și lucrând foarte mult timp într-un anumit domeniu, cred că la un moment dat ajungi să te plafonezi. Așa că pentru mine schimbarea asta a fost exact un refresh de care aveam nevoie ca să mă duc și în alte zone, să încerc să dezvolt și alte laturi. Spuneam eu că nimic nu este întâmplător. Faptul că nu ai început așa lin povestea asta cu alăptatul a avut un scop, iată. Îți mulțumesc tare mult pentru întâlnirea din această dimineață. Sper că v-a plăcut povestea invitatei mele și că v-a inspirat atât pentru astăzi, dar ne vedem și mâine cu capul în zori alături de voi. Pe curând! Mulțumim din suflet, Irina! Mulțumim, Irina Mohora! Ne vedem și mâine, evident, aici la Cu capul în zori. Suntem cu capul în zori noi dimineața. Fereșteanu, Liza Sabău, Bianca, Patrici și Angie Cobuț! Hey. Hey. Mai e? Cum e cu mâncarea? Treaba mai bună. Uite, acum este un plu vine, te mișcă gata. Cu mâncarea. Dacă avem mâncare, asta dacă zic. Avem casă nouă, înseamnă că avem și petrecere. Petrecere la prima oră v-am promis și dacă e petrecere, dacă e o energie minunată, este o actriță pe care o iubim și un om pe care îl îndrăgește toată România. Așa. Și are o energie pentru această oră fix potrivită. Maria Buză, bună dimineața! Good morning! Dar ce apariție! Ascultă, norocule! Bună dimineața! Bună dimineața! Avem acum când avem... Norocul meu am căutat.
dimineața, Maria. 10. Doamne! Ușor, da. Bună dimineața, da, Silvia, iubita mea de la machiaj. Mi-a făcut și de la coafură. Și Roxana, mulțumesc din suflet. Mi-a făcut un păr atât de frumos. Ești buclite, buclite. Și acum le-am răvășit așa în mișcarea asta. Dar tot frumoase sunt. Bună dimineața, Maria! Bună dimineața! Uite, dimineața. Iau un loc, dar în cazul în care nu ți-ai dat seama... E toată canapea mea? Dacă vrei tu, da. Ah, dați-vă la o parte. În cazul tot ce în care nu ți-ai... E al tău, să știi, Maria. Închideți și lumina, vă rog. În cazul în... În cazul, da. Pot să mă așez și eu? Te rog. Mulțumesc. Stăm la distanță, da, păstrăm distanța. În cazul în care nu ți-ai dat seama, da, păstrăm. Cel mai mare fan al tău, din platou, de aici, mă rog, suntem cu toții. Băi, da, Angie. E dreptul fenomenal. Eu atât am auzit de tine, nu te-am văzut niciodată, n-am știut așa, atât am auzit. Păi de-aia am zis ca să mă vezi, trebuie să vină în emisiune. Da, am auzit că ești atât de fenomenal. Știi cum se vorbește despre tine? Știi cum se vorbește despre tine? Că ești... Că ești lumină, că ești bucurie, că ești... Că, unde? La, și la Spania superlativ. La tine ai auzit de Maria? La... Stai, o secundă, cred că am greșit emisiunea. Ce platou e ăsta? Nu, nu? Scuzați-mă, eram la 2. Nu, scuzați! Dacă tot ai venit până aici... Deci nu ești tu, doamna, așa de care eu vă scuzați. Eu sunt, nu lumină, nu vezi că am venit și negru. Ești minunată de-a drept, ești minunată. Fiecare cuvinte, fiecare adjectiv. Atunci, hai să primesc, mulțumesc, primesc. Bă, da, proste pentru vorbele astea, le primesc. Cu drag. Ne-ai antrenat în dimineața asta. Ne-ai bucurat sufletul. Mulțumesc. Așa faci tu, ia zi. Așa face ea. Așa, așa se începe viața aici la TVR. Mi-era tare dor de absolut toată lumea, de fie ce colțișor în această clădire. Bine ai venit! Am petrecut foarte mult timp aici. Nu-i spun domnișoare că nu știa. Da. Angie, da. Angie, Maria, Angie, Angie, Angie. Vai, la o dată în viață. Și nu numai, clubul de comedie. Ce momente, ce emisiuni fantastice erau și încă sunt. Am auzit că ai un simț al umorului foarte, foarte. Iubita mea, eu iartă-mă că nu te știu doar pentru că trăiesc afară de 23 de ani, că altfel nu știu cum mi-am permis să nu te știu cât ești de minunată. Zău! Zău, na! Spui. De-a dreptul îți spui. Eu am vrut să zic că ești pe din afară, dar n-am știut că ești chiar afară. Dar știu să joc. Dar de-am o să fiu fanul tău numărul 1. O să fac și club de fan special. Angie, dar dansezi fenomenal. Pe cuvânt acum. Nu știu, cu ce te ocupi? Cu tigaie? Fac și eu șepo dacă mă iei la tine. Aș dansa și eu în corul tău. Am avut un restaurant, dacă știam. Te luam, că era nevoie de cineva în parcare. Deci eu stăteam, eu lucram la un moment dat lângă restaurantul tău. Mâncam în fiecare zi acolo. Serios? Și de aia n-ai crescut? Da, eu nu m-am îngrășat nimic. Erau porțile mici. Nu? Păi ce vrei, sărăcie? Am și eu o dorință la această oră. Făceam și noi porții mici și prețuri mari. Maria, dacă se poate, am citit și eu undeva. Yeah. Am dat acolo cu o căutare și am văzut că la admitere, la facultate, ai cântat un moment extraordinar, Maria Tănase cu Whitney Houston. Adevărat? Așa am citit. Da, Lia Bugnar a zis gata, acum am pregătit momentele pentru actorie și așa mai departe. Am improvizat așa. Și eu ceva, un dans pentru proba de mișcare scenică, aptitudini ritmice și așa mai departe. Hai acum să vedem în domeniul în care tu excelezi și ești nemaipomenită. Cânti, ai o voce fantastică. Ia să vedem ce cântec. Și, păi și când sună? Cum sună? Că asta voiam să știu. Păi zic, hai să încep să cânt mai ții minte, mai dragă Mărie. Hai! Și încep și când doar o strofă. Păi și a doua? Nu știu. Nu știu decât o strofă. Aoleu, măi Maria, tu nu știu un cântec întreg. Păi nu e problemă că învăț. Când n-ai bine mai înveți? Trebuie să repet pe prima. Dar tu știi de la Whitney ceva, piesa. Wow, ce păi da, zic, dar nu știu decât începutul. Și la fel cu... Și dă-o încolo, măi Maria, atunci ai ce să facem, ce să facem. Dar cine iubește și lasă-l, știi? Oh. Băi, cum să nu? Dar tot o strofă. Și atunci am, știind din tot ceea ce știam, vastul meu repertoriu, doar începuturile, așa le-am combinat și au... am încropit, așa cum se și spune, un potpuriu. Maria, să știi că ne pregătim și de publicitate. Dar ești extraordinară, să știi. Dar vrem să mai stai un pic. Până la publicitate. Cum să ai o publicitate? Nu, păi îți dăm o cană de cafea. Stai.
Ce simpatică! Și puțin. Vrei o cafea, Maria? Maria? Maria. Sporei? Stai puțin. Vrei să dormi? Nu, te rugăm. Auzi, te rugăm. Ce faci? Faci cafea la tigaie sau ce? Nu, că faci și cafea, Angie. Dacă vrei, te lăsăm să dormi aici, dar sporei? Nu, 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 nu. Maria. Păi de unde să știu? Că dacă nu s-au deci trebuie să adorm ca să știu și îmi spuneți voi dacă îți sporei. Da, bine. Da. Noi nu vrem să te adormim. Bine, hai, hai, hai. Am înțeles. Publicitate. Nu e cu publicitate așa, să știți că e cu zâmbetul pe buze. Petrecere la prima oră, v-am promis. Petrecere la prima oră avem și continuăm așa, pentru că avem și Mirabela Daur în curând, avem și doi TikToker foarte cunoscuți și suntem cu Dorin în legătură directă de la Clubul Dinamo. Avem toate ingredientele necesare pentru o super dimineață. Așa că ne revedem imediat. Rămâneți pe TVR1. Ciao!